Vezi că am dat drumul la cameră. Ca să știi, adică poți să vorbești, dar fără înjurături. Hai, hai să ne rupem picioarele noi. Scărișoare, scărișoare. Îl avem pe Cătălin în față. Care vrea să facă picioarele frumoase, în Livi la 2-3 turi de scări. Bine, eu stau jos și mă uit. De sus o să vadă mai mult. Cabana Dochia, Bucurașul Mare care în nori, mă rog, și lacul, dar mai sus să vedi. M-am împiedicat o leacă și eu, neatenție. Hai, Cristi! Fă cu mâna la cameră! Eee.
uitați, cum se vede. Și acum urcăm din ce în ce mai abrupt. Uite, ocolașul mare nu mai e nori, gata. Uite ce frumos să duc norii de acolo. Vezi? Hop. Bă, mai încet, mă. Unde am? Te-a sunat Cristi. Hai, hai Cristi, hai că poți. Hai, dacă pot eu, pot și tu. Într-adevăr, e obositor. Da, sunt. Hai, hai! Hai! Bageți cu mâna la cameră! Iuuu! Mamă, ce schimbare de vid! Uitați ce peisaj frumos. Ce? A, e... Ce are aici? Hai, bate felia! Hai sus pe vârf! Ce?
Ajungi, ajungi, mai greu. Adică... Haideți pe vârf. Uitați ce frumos. Să vede. Cătălin, unde este? Aia a ajuns sus? Da. Hai să vină și el. Mamă, se vede incredibil. Sper să iasă bine și pe cameră. Cătăline! Fotoaca 1904 metri. Echipa Cristi. Cătălin mai greu. Chido a mai fost și Cristi celălalt, el a mai fost. Andrei, și lu Andrei, ce stai? Lu Andrei, ce să vadă pe cameră. Hai băieți cu toții. Bam bam bam. Băi! Ce vorbești, ce frumos se vede. Da, frumos doamna asta și pe asta. Nu am mare a ieșit.